Kairos. Poate vă întrebați ce este Kairos. Nu știu dacă toți știți ce înseamnă acest termen Kairos. Să știți că n-are treabă cu Cairo din Egipt, cu capitala Egiptului. Kairos este un termen grecesc, sunt doi termeni grecești pentru timp. Chronos, care înseamnă timp secvențial, ca durată, cantitate. Și Kairos înseamnă vreme potrivită, un timp de mari oportunități. Se referă la calitate, la oportunitate pe care ți-o oferă Dumnezeu. Eu mi-am notat un citat pe care l-a spus Andreas Nordlin. Nu știu câți l-ați cunoscut. El a organizat o călătorie misionară în Siria și în Iordania și am avut prilejul acesta împreună cu el să plec în Siria și în Iordania cu frați din biserici pentecostale, baptiste, creștine după Evanghelie. Și el în vremea aceea, chiar mai devreme de 2007, el spune așa: există acum o deschidere fenomenală în România pentru misiune transculturală. Există acum o deschidere fenomenală în România pentru misiune transculturală. Mi-e frică că după 5 sau 10 ani tinerii români vor ajunge ca cei din Occident, prea materialiști și prea preocupați doar de bani. Există acum o mare deschidere, un timp divin, cred, pentru misiune și pentru mobilizare. Simt că Dumnezeu zice că trebuie să răscumpărăm timpul acesta bun, pentru că va veni noaptea și atunci nimeni nu va mai putea să lucreze. Dragii mei, a fost momentul Kairos. Nimeni nu și-a închipuit atunci când am început cu acel grup de rugăciune că lucrurile vor prinde amploare, se vor dezvolta și vom avea o agenție de misiune Kairos. Noi ne adunam să ne rugăm să mijlocim pentru cei care erau pe câmpul de misiune. Și să știți că problemele erau mari.